de calitate, nu. De atracție din partea sau de absorpție absolut din partea socialului. Absolut nu, dar vedeți, sistemul financiar, bugetar a întărit acest lucru. Da? Deci facultățile au beneficiat de bugetul de stat în funcție de numărul de studenți pe care l-au. Da. Apropo de numărul de studenți, de niște disproporții din astea care s-au creat, ați trăit vreodată senzația că s-a transformat UBB într-un anume, pe anumite segmente, pe anumite facultăți, într-un fel de SRL? Adică în sensul de un puternic accent dat business-ului în sine și nu atât aspectului educațional sau referindu-ne la capacitatea de absorpție a pieței în ce privește absolvenții. Da, este exact un SRL-ul? Din punctul ăsta de vedere, UBB-ul. Aș spune că acest fenomen rezultă din masificarea învățământului superior, ceea ce pe undeva este bine, pentru că tot mai mulți au acces la învățământ superior. Însă, acolo unde ai 100-200 de studenți într-un an și într-o grupă, sigur, relația cadrul didactic student, predarea centrată pe student, calitatea predării, timpul tău ca profesor dedicat cercetării lasă mult de dorit. Și știu, o să vă spun un exemplu. Ca să menții acești studenți care ți intră în anul întâi, va trebui, sau mă rog, vrând nevrând, poate ajungi să fii mai indulgent la notare, să nu-i pici, să nu-i pierzi. Da? Deci, din punctul ăsta de vedere, există acest risc să devină un SRL care produce profit și practic nu mai are timpul, energia necesară să meargă pe calitate. Ce am mai vrut să vă spun, plasarea pe piața muncii, vedeți? Da. Și asta este așa oricum în ceață, pentru că ne așteptăm sau ne-am gândit că acolo avem mai mulți studenți și acolo cerem și alocăm mai multe locuri la acele specializări care ne formează în meserii care se caută pe piață. Da? Și în sensul acesta, universitatea face întotdeauna niște microcercetări pe bază unor chestionare completate de studenții care vin să-și ridice diplomele. Ridicarea diplomei se întâmplă după un an de la absorbire, deci trece un an. În 2007, procentul celor care au declarat că au locuri de muncă cu carte de muncă a fost în jur de 77%. Desigur, nu știm câți au răspuns. Da. Ce vreau să vă spun? E un procent relativ mare. Asta ar însemna că, într-adevăr, universitatea produce pentru piață și știe de ce anume are piața nevoie. Dar din aceste cercetări, sau cel puțin modul în care sunt prezentate rezultatele lor, noi nu ne dăm seama dacă acești absolvenți lucrează în profesia la care sau... Asta un aspect. Sau lucrează în supermarketuri sau call center-uri. Dar din cei 70% de care vorbiți, aproximativ, eu știu, poate 50% îi reprezintă cei de la informatică. Zic și eu. Exact, da. Deci și atunci iar se creează niște disproporții. Da. Adică, per total, într-adevăr, ieșim. Dar când luăm pe facultăți, pe secțiuni, pentru că există și facultăți la care se termină, eu știu, cu sutele, așa, sute de absolvenți odată, și chiar în domeniul acesta al nostru, al mediei, să spun așa, în general, ori într-un an de zile, piața media, de pildă piața media clujeană, cu carte de muncă, într-un an de zile nu absorbe 10. Exact. Știți, de aici termină, se creează niște disproporții. Deci ideea este, v-ați gândit, la aceste aspecte. Un SRL de iluzii, sau o fabrică unde producem și iluzii. În sensul acesta. Că e nevoie de 100-200 de manageri pe an, e nevoie de, nu știu, 50 de persoane din mine. Și când ajung studenții să termine facultatea, își dau seama că nu este așa. Da? Am înțeles. Dar asta nu înseamnă că nu e bine să înveți acele meserii. Bineînțeles, nu trebuie spuse. Deci asta trebuie să existe. Universitatea nu produce pentru piață. Te conexiuni la piață, înțeleg. Exact. Și vă veți piața nu trebuie asta să fie mitul nostru, cel nou, cel curent care legitimează tot. Da? Plus, piața se schimbă. Piața forței de muncă se schimbă. Azi unele domenii sunt mai așa. Nu depinde de noi, nu depinde de universitari.
Trăim într-o lume neoliberală, bun, globală. Doamna profesoară... Nokia vine, pe urmă pleacă. Bun, am înțeles. Deci să nu ne îndrăgostim de Nokia prea mult. Nu, chiar vă rog să nu mai amintim de... Că nu prea CNA-ul nu-mi dă voie să facem apel la astfel de... Bun, n-a știut, dar vă spun eu acum nicio problemă. Nu, dar stați, da, a spus-o în context. Da, în context și în contextul în care e un deziderat colaborarea universității cu mediul de afaceri. Da, e ok, e corect. Dar cum? Mă rog, bun, m-am întrebat. Doamnă profesoară, sunteți, din câte știu, sociolog, de fapt mai precis antropolog, nu? Da. Ca formare profesională. Sigur că în funcția de rector vă veți izbi de o serie întreagă de aspecte care va trebui să le stăpâniți. Da. Într-o oarecare măsură care să dea, eu știu, forță deciziei pe care o aveți. Bun. Aș vrea să vă întreb, care este grila priorităților dumneavoastră? Eficiența economică a universității? Procesul educațional? Cercetarea? Care sunt prioritățile pe care le veți acorda, sigur, virtual vorbind, dacă veți accede la această funcție de rector? Virtual, dacă aș accede, însă nu-mi permit să fiu un rector virtual, pentru că rectorul va trebui să răspundă la provocările. Acum suntem provocările în zona concrete, virtuală a lucrurilor. Când veți fi rector, dacă veți fi, da, sigur. Bun, la ce mă gândesc? Legea educației, noua legea educației. Ați vrea să umblați, da, la ea? Să umblați la ea în sensul de a face propuneri, probabil, nu în sensul ăsta. Da. Bun. Da. Dar de ce ne spune acum? De ce natură? Noua lege a educației prioritizează principiul eficienței economice. Da? Este un criteriu foarte dur, chiar se menționează în lege că în cazul în care se dovedește o specializare, da, un institut sau chiar o universitate întreagă ineficientă economic, se pot desfința. Da? Deci eficiența economică va trebui să fie vrând nevrând, da? Eu însă, mă rog, ca să fiu nu doar rector care știe lucrurile astea, ci și rector care propune... Trebuie să concepte, decidă pe zona asta, da? Aș propune universitarilor un model al sustenabilității economice și, mă rog, în completarea acelei de eficiență. Și cum spuneați, încă nu avem metodologii de aplicare a legii. Deci da. Mai avem șansa să, mă rog, ca rector poți să ai un cuvânt de spus în negocierea, în elaborarea acestor metodologii concrete. Plus, mă rog, fiecare lege este îmbunătățibilă. Da, nu e ultima lege. Mai concret, legea asta, sigur că da, are în spatele ei și niște, ca să poată fi aplicată și aplicată bine în universitate, sigur că are în spatele ei și niște mecanisme economice. Adică va trebui să dați dovadă acolo de un spirit de management, de, eu știu, fermitate, decizie, cunoaștere pe această zonă. Credeți că, și n-aș vrea să vă simțiți lezată de acest lucru, credeți că formarea noastră profesională de antropolog vă acoperă această zonă a deciziilor de natură financiară, a resurselor umane, a mecanismelor de atragere de fonduri, eu știu, tot ce înseamnă bani, bani și iar bani în final, sigur, veți avea niște consilieri, dar... Totuși, sunteți de altă factură din punct de vedere practic. Da, uitați, considerați că vă există și antropologia economică, care are, da, și poate să aibă un cuvânt de spus în analizele economice. Cum spuneați, ai o echipă, ai un prorector cu probleme financiare și, mă rog, din întrebarea dumneavoastră ar ieși că, înainte de toate, o persoană formată ca manager ar fi cea ideală ca să ocupe funcția de rector de azi. Pentru că ceilalți, mă rog, atunci și istoricul, și psihologul... La toți le punem întrebările astea. Și fizicianul, da? Deci, sigur că da. Oricine își pune această întrebare. Dar vedeți, dacă... nu este așa de simplu. Pentru că, spuneți de fonduri, atracție de fonduri. Da. Nu trebuie rectorul să atragă fonduri, da? De mecanisme. Rectorul trebuie să creeze, da, un mediu care sprijină și capacitează colegii ca să atragă aceste fonduri. Mă gândesc aici la
oferirea expertizei tehnice, logistice pentru scrierea proiectelor. Da? Și pentru asta universitatea are deja birouri, are deja angajați. Acestea trebuie deschise pentru toți. Da? Pentru că, cei cadre didactice cu un grad mai, adică știu, asistenții lectorii, n-au fost serviți așa de off course cum au fost serviți profesorii în acest sens, de să oferă. Da. Doi la mână. Reducerea birocrației. În momentul de față avem la universitate un sistem și am trecut și eu prin asta, intrând într-un proiect european de colaborare, program 7, în care îți cere încă în perioada pregătirii proiectului 10-11 anexe, toate trebuie aprobate. Da. Da? Deci birocrația asta stufoasă trebuie redusă. Rectorul poate să facă acest lucru. Doi la mână. După ce se intră în vigoare, nu? Un proiect are o serie de raportări, de aprobări, antropologul face muncă de teren, ai deplasări pe teren. Sunt o serie de mecanisme birocratice care ne îngreunează viața. Rectorul poate să le schimbe. Deci, în acest sens, eu însă am elaborat și am câștigat și un proiect de fonduri structurale și, cum spuneam, am colaborat la FP7. Da. Știu, da? Dar nu este rolul rectorului să facă asta. Rolul rectorului încă este să creeze acele mecanisme și acea atmosferă suportivă și mediul suportiv la universitate care facilitează accesul celorlalte care iau și din toate domeniile. Da? Dacă... Bun. Doamna Rosoară, alt capitol. Așa. Să trecem în zona educațională. Cum caracterizați actualmente acest sistem de admitere, sistemul Bologna în universitate? Credeți că este satisfăcător? Ați umbla undeva la butoane ca să se schimbe ceva? Eu știu și unde, eventual, cum îl caracterizați? Ce ați face în zona admiterii, de fapt? Da, admiterea, modul în care s-a renunțat practic la teste, la examen de admitere, favorizează această masificare a învățământului superior, care încă o dată e un mod de a democratiza, de a deschide către tot mai mulți. Însă aici sunt mai multe puncte de vedere, da? Deci, sincer, eu aș pune măcar un test care se referă la cunoștințe din domeniul specializării respective. Pentru că, și asta este și spre bunele studenților, pentru că venind dinspre diferite licee, cu mediile, cum le produc unul sau altul, ajung la specializări despre care habar nu au și își dau seama în câteva zile că nu este de ei. Da? Un test ar fi un mod de a preselecta. Bun. Și pe urmă, dacă... Da, bun. Sistemul în sine, cum îl vedeți? Sistemul Bologna de 3 plus 2. Asta este altceva. Vedeți, România a sărit de pe o zi pe alta la acest sistem. Din nou, nu știu, cum vedem în viața politică, vine FMI-ul, ne spune ceva, sărim imediat, să trăiți, facem. Da. Tot cam așa s-a întâmplat și cu Bologna. România s-a grăbit să dovedească că este la linia zilei, că e matură, e pe picior egal cu celelalte țări europene, unde însă oamenii și-au permis să totuși să debată, să pregătească sistemul. Și vedeți, unul dintre punctele cele mai tari ale sistemului Bologna nu funcționează bine. De ce Bologna la nivelul Europei? Pentru că se urmărea un sistem educațional care să faciliteze mobilitatea între între universități care se află în diverse țări ale Uniunii Europene. La UBB, din păcate, asta nu funcționează suficient de bine. Da? Avem programele Erasmus,
pe care le folosim, dar studenții români, dar asta probabil nu depinde numai de UBB, adică cu siguranță da. nu primesc suficiente fonduri ca să trăiască confortabil în țara unde se duc, deci pe lângă să învețe, se apucă să facă și altceva acolo. Și mișcarea către UBB este destul de lentă și asta din motiv pentru că nu ne-am pregătit cu un program în limbi de circulație internațională, un program care să-l putem oferi studenților internaționali. Aici trebuie să facem schimbări. Ce ați putea face pe zona asta de atragere a studenților din zona internațională spre Universitatea Lujana? Acum vedeți, Lujana. Pentru asta da, trebuie îmbunătățită toată oferta universității, ca să facem mai atractivă. Nu e suficient doar să ai câteva cursuri sau mai multe cursuri sau chiar de dorit un program coerent pentru studenți internaționali. E nevoie de infrastructură, e nevoie de imaginea unei universități atractive și aici sunt și chestiuni sociale și de putem vorbi aici nu și doar de profesionale. Am da? Înțeles, da. Desigur, un expert în IT, dacă găsește condiții și infrastructură mai dezvoltate în alte țări, n-o să aleagă UBB-ul. Da? Deci e o inegalitate. Care este trendul acesta al studenților străini? A crescut, a scăzut în ultimii ani la universitate? A crescut, dar nu suficient. Nu suficient. Și Bologna asta ar trebui, fapt, să facă, să crească mobilitatea reciprocă și a cadrelor didactice. Am înțeles. Se tot discută de câțiva ani bune aici, doamnă profesoară, de accesul universității în Universității Clujene, desigur, în topul celor 500 primelor 500 de universități din lume. Uh-huh. De mult ne zbatem cu problema asta. Uh-huh. Nu știu pe ce loc am putea fi acum. Nu știu, 700, 800, undeva până într-o 1000, probabil. Da. Nu știu, așa undeva, da? Bun. Credeți că Universitatea Clujeană are șanse să ajungă în topul celor primelor 500 de facultăți, de universități și în cât timp și ce... Eu știu ce lipsuri majore avem ca să accedem acest top. Uh-huh. Uitați, aici e vorba sau de să nu cădem, iertați-mă, accede... să nu cădem în capcana topului în sine, fără să avem, eu știu, alte îmbunătățiri care... Da, în programul meu eu mi-am permis să fiu circumspectă cu această chestiune. Cu acest deziderat de top 500, în sensul să invit oamenii să ne mai dăm timp ca să pregătim bine această decizie. Mă rog, decizia este, nu trebuie, dar să nu generăm iluzii de șarte și speranțe care pe urmă o să ne frustreze dacă nu se împlinesc. Desigur, top 500 este bine pentru că e un mecanism internațional care te trage în sus și ai nevoie de motivații, desigur. Top 500 este un instrument prin care poți să ieși din cadrele tale naționale și să arăți că poți să produci valoare și în termeni internaționali și nu doar valoare care mă rog, e recunoscută într-o țară sau alta. Da. Vedeți, universități din Germania, Franța, care au anumită tradiție și în asta de a gândi despre național, da? Și au fost mai rezistente față de această internaționalizare și susțin producția internă, respectiv publicațiile și tot ceea ce înseamnă piața internă. Bun, dar și acolo top 500 este absolut relevant. În top 500 am presupune că am intrat cu toții, da? Universitatea ca întreg. Cine monitorizează acest top 500 și cine îl alcătuiește? Da. Vedeți, unul dintre problemele și problema aceasta a cadrelor universitare românești și este europene, aș putea spune în general, este poate aceasta a timpului insuficient dedicat cercetării,
a infrastructurii încă subdezvoltate, da, care să sprijine cercetarea, și trei, încă o dată, inegalități structurale între cineva de la UBB și între cineva, știu eu, de la University, da, of Michigan, în materie de acces la publicații care contează acolo în top 500. Și nu că am fi noi mai proști. Da, am înțeles. O ultimă întrebare care vreau să-mi... Mai avem un minut. Eu zic că aveți timpul suficient să răspundeți. Mm-hmm. Nu trebuie să o dezvoltați, dar trebuie să o argumentați în ultimul minut al emisiunii noastre. Este o întrebare tranșantă și care, eu știu, cred că orice moderator în locul meu v-ar pune, pentru că sunteți de etnie maghiară. În situația în care veți ajunge rector, ați fi tentată să pledați pentru o scindare a UBB-ului pe principii etnice? Dacă vă documentați sau dacă cei interesați să alocă timp pentru asta, vă rog, revedeți dezbaterile de prin mijlocul anilor 90, în care am fost și eu implicată și m-am exprimat clar împotriva scindării, motiv din care am și primit pedepsele aferente din partea colegilor care, da, credeau în această opțiune. Deci, din acest motiv, eu am primit eticheta de colaboraționist cu puterea de la UBB. Apoi, când mi-am exprimat părerea despre concedierea a doi colegi care au făcut în 2004-2005 vâlvă în jurul din nou acestei, da, probleme, când am fost membru de senat pe atunci și atrăgeam atenția că nu este corectă, morală, uman și profesional acceptabilă o astfel de gest de concediere, atunci am fost blamată de conducerea universității drept naționalistă. Deci, am înțeles. Înțelegeți ce vreau să spun? Am înțeles. Și da. Mai avem timp? Nu mai avem. Nu mai avem Bun. Timp. Îmi pare rău că trebuie să ne oprim aici. Sigur, nu pretindem că am epuizat subiectele. Nu, doream doar să spun, știu, câteva să vă atrag secunde. Atenția asupra activismului meu în favoarea drepturilor romilor și persoanelor dezavantajate. Da. Și aici să amintesc gala premiilor participării civice, unde de la Prima TV doamna, da, Cristina Țopescu a fost moderatoarea și unde am primit un premiu pentru activismul în favoarea romilor care, da, trăiesc în Pataret. Am omis eu, e vina mea, am omis să spun acest lucru. Știu că sunteți o activistă pe domeniul acesta, în special pe domenia, nu în special, și pe etnia romă, da, am uitat lucrul acesta. E bine că l-ați amintit noastră. Bine că am amintit. Oricum, vă mulțumesc pentru participare. N-am epuizat subiectele. Sigur, telespectatorii ne vor judeca, da, în funcție de ceea ce am vorbit, ceea ce am argumentat. Doamna profesoară Vințe Enichiu, vă mulțumesc pentru participare, mulțumesc telespectatorilor noștri care au fost alături de noi, stimați telespectatori, alături de invitata mea, vă dorim împreună după amiază plină de bucurie, la revedere!